Dragi prieteni, am privilegiul și împreună cu mine aveți și dumneavoastră ocazia și privilegiul, chiar de ce nu, să fim în atelierul artistului plastic Ciprian Istrate, pe care acum dau din casă chestia asta, îl urmăresc de mult, îi cer promisiunea, îi smulg promisiuni peste promisiuni că într-o bună zi vom filma aici în atelier. Acum se poate, în sfârșit, el s-a reașezat, s-a rearanjat și a mutat atelierul în altă parte, l-a nobilat cu lucrările sale și acum se pregătește să sfințească și locul, pentru că, știți, dumneavoastră, omul sfințește locul. Ciprian Istrate, bine te-am găsit la tine acasă, la cealaltă casa ta, și mulțumesc pentru faptul că ai acceptat acest interviu. Bine ați venit! În sfârșit ne întâlnim. În sfârșit ne întâlnim după lupte seculare care au durat câteva luni de zile. Mulțumesc pe această cale și Roxanei Pricop, care a intermediat, am pus și eu o pilă acolo, nu se poate fără o relație ziua de azi, și care și-a adus și ea contribuția la această întâlnire. Eu mi-o doresc de mult, repet, și nu de acum chiar de o lună, două, trei, ci de câțiva ani de când ne cunoaștem, de la vernisajele tale, sunt niște ani de atunci, de la deschiderea galeriei Era în sediul de aici de pe Privighetorii și iată acum în noua în noua ta casă, în casa artistului Ciprian Istrate. Deja pe pereți este amprenta ta. Da, sunt lucrările din expoziția la care noi am participat. Cea de la ferma de rigoare, dragi prieteni. Ați văzut deja materialul sau, dacă nu, o să vedeți emisiunea Scriitor la televizor a domnului Emil Nicolae. Scuze, doamne, ce lapsus am aici, o să... Tu ești legat de proiectul, marele tău proiect, nu numai tu, doar și Roxana și încă alți câțiva prieteni de-ai voștri, de proiectul ERA. Proiectul galeriei, proiectul fundației, era o galerie și o fundație care au reușit să strângă în jurul ei o mulțime de oameni inimoși, gata oricând să vă sară în sprijin. Ciprian, asta este mare lucru în ziua de azi. Exact. De unul singur nu poți reuși prea multe. Noi am început într-o anumită formație această galerie, această fundație a mers la început cu alți membri. Pe parcurs am dezvoltat. Acea galerie de care spuneai a devenit atelierul meu și cu adevărat am reușit să ne găsim un loc în cadrul hotelului central unde galeria era, s-a desăvârșit. Spațiile de acolo generoase. Am lucrat cu Cătălin Roca și am așezat simezele, am instalat simezele pe acolo, și am început să facem evenimente. Un mare iubitor se vede de artă, l-am întâlnit la toate vernisajele voastre, ale galeriei era. V-a pus la dispoziție atât holul întreg al hotelului central, sala de conferințe când a fost cazul, că voi ați mai organizat și altfel de evenimente, nu doar vernisaje de... Da, vernisajele sunt doar o parte. Exact, din activitatea mult mai largă a fundației era, de fapt. Da, ne ocupăm și de sediile culturale, unde noi lucrăm cu doctorul Răzeșu, cu diferiți scriitori de la noi din oraș și încercăm să reaprindem o flacără culturală care s-a stins din orașul nostru. Ciprian, orașul Piatra Neamț, nu am putea spune noi că duce lipsă de evenimente culturale. Ideea de a crea încă un spațiu dedicat culturii este cel puțin meritorie, pentru că cel puțin spațiile expoziționale sunt puține și nu prea generoase. Nu prea generoase în spațiu, în simeze, în... Ideea de a deschide încă o galerie de artă, de fapt, da, încă o galerie de artă pe lângă cea care era Uniunii Artiștilor Plastici, ați chipzuit-o voi, ați pus-o așa într-o balanță, ați ajuns la concluzia că este necesară?
orașul nostru a mai avut câteva galerii de-a lungul timpului, dar tot micuțe. Galerii de nișă. Galerii în care nu puteai să expui prea multe lucruri. Da, care găzduiau evenimente mici, ca învergură. Da. Deși au găzduit artiști mari. Oh, asta nu se pune în discuție, așa, sigur. Au venit și din afară și din... Sigur. Dar galerii care au dispărut încet, încet. Da, pentru că... Și ținând cont de fenomenul ăsta care s-a întâmplat de-a lungul anilor în Piatra Neamț, n-a fost și o dovadă de curaj redeschiderea unei galerii, deschiderea unei noi galerii, de fapt? Oh, ba da, ba da. Chiar am avut nevoie de curaj, pentru că la început au existat suspiciuni. O parte din artiști au lucrat cu noi, o parte au refuzat să lucreze. Nu condamn pe nimeni. Fiecare are dreptul de a alege și de a face cu viața lui... Libertate, da? Exact. Vom vorbi și despre libertatea libertate. Istopică. Exact. Și galeriile despre care vorbeați, încet, încet au dispărut pentru că nu se puteau autofinanța. Dar noi aici, la Galeria Iera, din cadrul hotelului, reușim să ne menținem din ce cauză. Nu avem niciun cost și nu pretindem absolut nimic de la artist. El vine, expune, avem o anumită discuție, iar posibilii cumpărători îi punem exact în relație directă cu artistul. Cu artistul, da. Da, nu percepeți comisioane, niciun fel de comisioane. Și atunci e un avantaj și din punctul nostru de vedere și al artistului. Și al artistului și al hotelului, pentru că holul își dovedește încă o utilitate. Holul generos al hotelului central, da, uite, are încă o utilitate. Cine intră acolo străin de orașul nostru, străin de țara noastră, poate, rămân surprinși când văd acolo lucrări. Acolo este cel mai mare contact cu privitorul. Exact. În oraș mai sunt, mai câteva galerii, cum e cea de la Sestri. Da, tot în spații dintre astea neconvenționale, să spunem. Da. Sestri, kilometru zero. Kilometru zero. Cu toți suntem prieteni, cu absolut toate galerii. De fapt, eu așa văd. E o luptă în continuu între noi, dar o luptă frumoasă de a prezenta artiști și atunci și chiar recomandăm artiști care expun la noi să expună și dincolo și la celelalte. Exact, pentru că o singură galerie, dacă ar fi fost în speță cea a UAP-ului, n-ar putea să cuprindă întregul fenomen. Acolo pot expune la două săptămâni. Din două săptămâni, faci sigur. Faci calcul, vezi cam câți artiști pot fi prezentați. Pot fi prezentați. Vorbeam de prieteni. Ciprian, știu că tu ai mai transmis și atunci la fermă. La sfârșitul dialogului pe care l-ați avut tu, Roxana, domnul Emil Nicolae, Dan Iacob, cu publicul prezent, public al minte prezent în număr foarte mare, sigur că da. Nu știu acum dacă ineditul locației sau faptul că sunt oameni care vă admiră și te admiră, îți admiră opera. Asta contează faptul că foarte n-am mult. Ieșit de mult timp pe Simeze, n-am făcut o personală de 4 ani de zile. Da, cred că și asta a fost ca o provocare pentru... Și atunci am găsit metoda de a expune într-un alt loc. M-am tot gândit împreună cu Roxana, ne-am gândit cum o facem. Cum prezentăm noi lucrurile astea? Pentru că am sărit de la un capitol la altul în viața mea. De asta... Chiar aveam discuții, de-a lungul timpului, în viața unui artist, trebuie să vadă o evoluție. Niște etape. Niște etape. Acum, cu aceste lucrări, cum bine a zis Emil Nicolae, m-am poziționat în, așa cred eu, și o parte din prietenii mei care se pricep de prin București, de chiar de aici din oraș, mă poziționez acum cu acest gen de artă în noua formă de manifestare din... E o mișcare care se întâmplă deja, oriunde, da, oriunde pe planetă, în lumea aceasta. Da. Faptul că au venit foarte mulți oameni să te vadă acolo la fermă, în ciuda distanței, nu? Că poate pentru unii a fost un impediment. Eu cred că n-a fost mai degrabă un impediment. O parte din ei s-au rătăcit. Au mers zeci de kilometri în plus. N-au nimerit. Până la urmă, parcă a fost ca un magnet, ca un magnet. Și ne-am, până oricum și pentru mine a fost ceva inedit. Era prima oară când ajungeam în zona aia. Frumoasă, al minte, ca poziție, pădure,
Așa? Avea nu, o notă aștept... de mister, așa. O, da, da, o, da. Nu știu noaptea cum e pe acolo, dacă e luminat drumeagul așa pietruit, bine întreținut, alminte. Când am ajuns în curtea fermei, o instalație ca la NASA, de lansare a rachetelor, părea. O instalație modernă, da. Revenim la galeria Era și la prietenii voștri care vă sprijină, prietenii voștri de la Central care vă găzduiesc. Știu că sâmbătă ați trecut prin niște momente de încordare, de tristețe, în timpul ce se desfășura, sau încă nu începuse vernisajul, ați primit o veste că niște oameni care lucrau. Care chiar ne erau prieteni. Care chiar vă erau, îi cunoșteați. În drum spre, mă rog, undeva spre Roman, pe acolo, au suferit un accident cumplit și că acum privesc lucrările astea dintr-o altă lume. Da. N-a fost ușor pentru voi. Roxana, cel puțin la sfârșitul vernisajului, a izbucnit în lacrimi. Și tu aveai lacrimi în ochi. Da. Pe parcursul și cum gândeam noi această expoziție, cu prietenii noștri, singur, la fel spun că nu puteam face, am descoperit alți prieteni și alți prieteni. Și toți am cântat la unison pentru acest eveniment. Faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, suntem alături de familiile lor, sunt oameni care ne-au devenit prieteni, oameni cu care am vorbit cu o oră înainte. Oameni pe care noi îi așteptam acolo. Da. Profesionalismul lui Cătălin și a celor care îl înconjoară pe el s-a făcut remarcat. Nu s-a simțit nimic acolo. Pentru că au venit alții. Au reușit să trimită vernisajului. Exact. În timp util, dotați, echipați cu tot ce trebuie, totul a fost nemaipomenit. A fost momente în care vroiam să ne oprim. Au fost momente în care nu știam ce avem de făcut. Și a fost o putere, nu știu de unde. A fost o putere care te inspiră și să lucrezi, probabil, Ciprian. Și atunci mi-am dat seama că dacă oprim, cei care au plecat, plecau degeaba. Da. Da. Pentru că, până la urmă, putem privi dispariția lor legată de eveniment în sensul că și-ar fi dorit să fie dus la capăt. Că, în definitiv, de-aia și veneau spre voi. Mi-a vorbit Roxana atunci, nu atunci, înainte, știi că a fost la o emisiune înainte de vernisaj, la noi, la TLM, și îmi spunea că ceva despre costurile, nu dăm cifre, nu dăm costurile evenimentului, pe care cu siguranță voi nu le-ați fi putut suporta singuri. Nu. Nu. Și nu se putea ajunge la acest nivel dacă nu eram ajutați de prietenii noștri. Prieteni care au ținut să rămână aproape anonimi, știi? N-a sărit nimeni, n-am văzut pe nimeni chiuind pe acolo sau bătându-se cu pumnii în piept. Bă, eu am pus mâna sau m-a ajutat cu bani sau cu ceva, cu produse. N-am văzut, din potrivă, modești, aflați printre ceilalți privitori, încântați de faptul că evenimentul iese bine, iese minunat, da? Radioși la față și ei, pentru că nu au pus umărul degeaba la un asemenea deosebit eveniment. Oricum, acum el a devenit o provocare pentru toți artiștii din Piatra Neamț și nu numai. Este un precedent, deja. Să vedem cine să mai urmeze drumul ăsta. Adică ceva inedit. Sunt locuri foarte frumoase, trebuie descoperite și puse în valoare. Aici noi am găsit la acest loc și Mihai ne-a ajutat foarte mult prin simplu fapt că ne-a pus la dispoziție, după care a înțeles ce vrem să facem. A fost prezent și el. Poți să-i spun numele. Bineînțeles. E prieten de-al nostru. Nicio problemă. Cum să nu? Cu mare drag. Da, începem cu el, cu Mihai Tărâță. Și pe urmă am avut ajutor din, acum bine știm, și din partea lui Cătălin Roca cu hotelul Central Plața. Avem o
prieteni foarte buni, care nu am, la fel, nu pot să... Vor apărea în curând aici. Noi am devenit Costel și Mica? Costel și Mica. Târșu, da? Da. Știi că n-au pagină de Facebook și că o să trebuiască să-i ajutăm să-și facă? Ca cred, să intre și în rând. S-au convins de necesitate. Să, da, de clar. Socializarea asta pe care este. Apare. Pentru că are rolul ei, are și rolul pozitiv un site ăsta de socializare, nu are. Neapărat de la... Depinde ce urmărești să... Galeria Era este prezentă. Exact. Și foarte bine face. Și foarte bine face. Apariția unor astfel de galerii, unele în spații neconvenționale. Bun, neconvențional poate fi numit și holul hotelului central. La fel, da. Exact. Lăsând la o parte faptul că este foarte generos ca suprafață de expunere și situat pe diferite niveluri. Pe asta. E altceva. Este, după părerea mea, extraordinară. Și dovada via faptului că pietrenii, nemțenii își doresc să vadă și altfel de spații, să vadă artă și în altfel de spații, în afara celui consacrat pe care știe toată lumea de la Galeria Lascar Vorel. Și cu atât mai meritoriu demersul vostru, Ciprian, Roxana. După cum ați văzut și aici în fermă, a fost ca un drum inițiatic, așa, prin, la fel și în hotel. Descoperi, de când în când, descoperi locuri... Da, mai urci câteva trepte, mai vezi, sigur. Da. Unde nu te aștepți, găsești câte o lucrare și atunci te face să crezi că parcă n-ai văzut tot. Da. Și cu siguranță poate să-ți mai și scape, pentru că eu am pățit-o, așa ceva, la expoziția maestrului Popei și o să discutăm, dar după chestia asta, nu știam că și imediat după intrarea în hol, la intrarea principală, că și în dreapta sunt tot lucrările maestrului și am plecat cu toate din stânga. Am venit a treia zi și l-am filmat și pe alea și am mai făcut un material cu maestrul. Cine ne-a ajutat iar și au chiar... s-au implicat foarte mult, sunt cei de la Iluzio. Cipanul cu Andrei. Artiști în ale imaginii. Da, cu adevărat artiști. Cu adevărat artiști. Colaborarea cu ei va fi fructuoasă și simt că vom merge mult împreună de acum încolo. Am înțeles că ei au ales exact locul unde să fie pupitrul pentru microfoane, pentru că în spate era un anumit tablou. Cel care apare și în afișul vostru, dacă nu mă înșel. Exact. Afișul de la Istopia. Acolo totul a fost gândit. Gândit. Și am stat împreună, am întins lucrările, după care am pregătit luminile și am zis să stăm împreună și o gândim din toate punctele de vedere. Punctul meu de vedere artistic, punctul tău de vedere ca și fotograf și punctul al lui Andrei de vedere. Fiecare vede altfel zona. Exact. Nu a fost niciun fel de mândrie, a fost o colaborare. Deci aici nu mai există. Ca să rezolvi ceva, mândria trebuie să dispară. Și echipa este mai mult decât binevenită, nu? Și orice sprijin constructiv este ok, nu? Când ai deschidere, atunci, într-adevăr, construiești. Da. Te-ai simțit îngrădit de ceva acolo în spațiul ăla? Pentru că vreau să ajungem undeva la chestia cu libertatea. Culmea, libertatea artistului sau omului în general. Acolo am avut de unde alege. Erau patru etaje diferite. Și am stat împreună. Noi ne-am hotărât să facem la etajul 5, pentru că era mai multă lumină, dar aveau altfel de țev, de... Instalații, da. Era mai săracă zona. Și atunci am coborât la 4. Eram, acum vreau să facem pe două etaje. Ne-am gândit că dacă reușim să condensăm totul într-un singur, inițial masa trebuia să fie afară, de asta am avut cizmele de cauciuc, Da, o să vorbim și despre asta, dar n-a ținut vremea. N-a ținut. S-a plâns, oamenii au venit cu cizme, exact după cum scria în invitație, cizme de cauciuc, cravată, doamnele cu cizme de cauciuc și rochițe sau fustițe, ceva cu dantelă, cu... Dom'le, a fost ceva deosebit. Oamenii au venit acolo, într-adevăr, într-un spațiu cultural. Ciprian, nimeni nu s-a simțit acolo într-o fermă de porci. Absolut nimeni. Doar filmulețul care mai făcea legătura cu... Filmuleț pe care o să-l vedeți inserat în emisiunea domnului
Emil Nicolae. În această seară, da? Da. Nu, nu, vineri seara, vineri de la ora 5. Da. Da? Da, despre YouTube, pentru că emisiunea este deja ridicată pe YouTube. Da. Și care și-a avut loc, și-a avut locul acolo în material. Imediat după ce a zis, l-a prezentat și mirosul de la intrarea în curtea fermei. Șoptește Roxana, se află undeva în spatele camerei, face poze, atentă, și mirosul. Mirosea un pic la intrare, când am intrat în curtea mare a fermei, dar nu în instalație, acolo n-am mirosit. Acolo nu. Noi, filmarea a fost făcută într-o gospodărie, acolo n-am putut filma, pentru că sunt diferite norme europene, exact. Așa, și am făcut-o într-o gospodărie și veți vedea filmulețul cum... Un filmuleț în care porcii gustă arta, gustă arta lui Ciprian Istrate. Probabil că vom mai vedea manifestări de asta, poate și cu altfel de animaluri, că na, sunt și ferme de vaci, sunt și ferme de cai și de oiște. În sfârșit, acum tu ai creat deja un precedent cu evenimentul tău. Bănuiesc că deja te gândești la alte planuri, pentru altceva. Ești pe un palier acum, Ciprian, nu? Exact, da. Totdeauna ți-ai dorit să faci ceva nou. Nu. Totdeauna, de fapt, ți-ai dorit să evoluezi. Exact cum ai spus, fiecare artist are nevoie, este obligat să evolueze. Altminteri rămâne undeva... Da, rămâi undeva și atunci ceea ce vrei să spui... Ce urmărești tu în viață rămâne la un anumit nivel. Într-adevăr, eu deja gândesc a doua expoziție, ca și tematică și lucrări. Dar cu ce ați văzut, lucrările care le-am și aici în atelier, pe data de 4 sau 5 voi pleca în Veneția. Ai precizat lucrul ăsta și în discuția de după vernisaj, în discuția cu domnul Emil Nicolae. Știți, ne-am plimbat, dragi prieteni, prin aproape toată expoziția, nu prin toată expoziția, și cu comentarii la lucrările unde vă opreați. Altă chestie inedită până la urmă. Din mers, ai văzut, nu nimic regizat, înscenat, a curs așa firesc, parcă. Atunci te-am văzut foarte emoționat, mai degrabă atunci decât în timpul venisajului. Și atunci, în timpul venisajului, ai fost emoționat, dar după aia, când vorbeai de libertate, Ciprian, atunci te-am văzut emoționat și te-am văzut, am văzut artistul și omul pătimaș, Ciprian Istrate, vorbind despre libertate. Am fost un căutător. Am căutat această libertate în absolut orice. În tot... prin toate prin câte am trecut. Și la fel spun, cum am spus și atunci, că e doar în noi. Libertatea asta este doar în noi. Nimic nu te îngrădește. Aceste garduri sunt doar jaloane pe care te poți feri, le poți dărâma. Îți poți crea propriul tău drum. De aceea am început cu această fermă. Voi ajunge la Bienala de la Veneția. Dar cum? Nu în cadrul... celui în care merg artiștii din România. Da, mi-ai spus, de fapt v-ați vorbit, ați pomenit sâmbătă că toată Veneția este un loc de expoziție atunci. Toată laguna ajunge să fie, exact, galerie de artă. Da. Ajung, deci vin galerii din New York, din Londra, din toată lumea Berlin, bună din... Și închirează cafenele, și închirează băcănii. Tot felul de spații dintre astea... Convenționale. Exact. Deci nimic nou sub soare în privința asta. Și am un prieten în Veneția care mi-a pus la dispoziție un spațiu de-al. Și acolo nu e mare. Acolo voi face o galerie de 4 metri jumătate pe 3 metri jumătate. Dar e pe un braț de astea, pe un canal care are o anumită deschidere. Și nu vă filmul, acest filmuleț care l-am făcut, voi căuta să-l... Să-l rulez și pe un ecran ceva. Sau chiar pe o clădire. Depinde acum de primăria de acolo, dacă îmi dă voie să... Să instalez un proiector undeva și un cearșaf mare, ceva, pe post de ecran. Sau chiar pe o clădire. Chiar pe o clădire venețiană. Porci pe o clădire venețiană. Exact. Altă chestie. Deci alt palier pe care ți-l impui. Exact, e o provocare. Mă voi întoarce de acolo
Stau 3 săptămâni, cam așa mi-am propus să stau. Și la sfârșitul lunii mai vom face o expoziție în București. Am fost invitați într-o galerie în București. Minunat, minunat. O să ne întoarcem un pic la cât de liber, după toate tatonările tale, Ciprian, după toate momentele mai faste sau mai puțin faste ale vieții prin care ai trecut, cât de liber este Ciprian Istrade? Trăiește în utopia? Trăiește maxim doar în istopia? Trăiește în vreo distopie? Libertatea asta n-are granițe. Libertatea nu poți limita, nu poți spui cât de liber ești. Asta se simte. Libertatea e cât îți dai tu voie să fii de liber. O descoperi de la zi la zi. Cum? Atunci când accepți că tot ce vine asupra ta este că tu chemi. Că îți dorești să vină. Tu chemi. Interiorul tău cheamă, da. Ca să devii echilibrat. Echilibrul ăsta despre care spun, ăsta îți oferă libertate. Granițe sunt. E legea, sunt societatea, cutume, obiceiuri, da? Exact. Tradiții, tot felul de... Poți fi oriunde în lumea asta. Au fost oameni liberi în închisoare. O, da. Sunt oameni închiși și morți în lumea reală. Aici ai fost într-o închisoare a cuvintelor, Ciprian? Pentru că ții între pumn niște zăbrele. E drept mai elastice decât alea din oțel. Dar sunt niște zăbrele totuși. Aceste zăbrele sunt gândurile noastre. Gândurile care, cutumele, exact despre ce vorbeam noi. Lucrarea se numește libertatea din tine. Tu. Uite, nu întâmplător, era chiar aici, în spatele nostru. Tu îți creezi aceste gratii. Și tu le înlături. Oricând. Ele au elasticitate. Ele pot dispărea de la sine. Pot. La fel, tu creezi cum dispare ele. Să lăsăm pânza asta aici. O să luăm o pauză. Și o să continuăm cu, dacă tu ești de acord, să mai da? Facem două emisiuni așa frumoase după 50 ceva de minute, pentru că încă avem multe de vorbit, Ciprian. Și eu cel puțin așa, nu mai sunt înmărmurit, dar sunt permanent surprins. Am văzut lucrările astea, le-am văzut și pe pagina de Facebook a galeriei Iera. Le-am văzut și în vernisajul de la fermă. Le văd și aici și sunt mereu surprins. Plăcut surprins. Și o să mai am niște întrebări, să spun. De acord? Sigur, da. Sigur. Bine. Suntem în partea a doua a materialului pe care îl pregătim împreună cu Ciprian Istrade, cu artistul Ciprian Istrade, în istopia și aici? Sau doar la fermă? Nu, istopia... E lumea ta. E lumea mea. Indiferent unde te-ai afla. Acolo este și istopia ta. Exact. E ceva interior. E o lume interioară. Asta și provoc pe privitorii. O stare, nu? O trăire. O stare, o trăire, exact. Da? Te-ai simțit altfel decât Ciprian Istrade în diferite locuri? Ai umblat și prin lume, ai făcut și aici în țară o căruță de activități. Ai început să pictezi icoane, dacă nu mă înșel. Apoi ai trecut și la pictură bisericească. Ulterior ai izbucnit ca artist. Se vede ce... Da, greu am făcut trecerea. Greu. O aveai în tine? Ea există, așa este. Există. Am reușit să fac acest pas și starea aceasta chiar e pretutindeni cu mine și mă manifest așa. De om liber. Om liber. Libertatea ta a îngrădit vreodată sau a încurcat libertatea altcuiva? Nu. Ciprian? Niciodată. Ai ținut cont? Nici măcar nu intri. Când tu ești un om liber, nu intri într-o relație de confruntare cu altcineva. Pentru că îl iei pe om așa cum este el. Iubești oamenii, Ciprian Istrade? Pe toți. Sunt oameni care ți-au dat șuturi în fund sau boburnaci. Uneori când aveai nevoie de ajutor. Au fost. Ai continuat să iubești? Da. Acești oameni, de fapt, ce fac? Reușesc să te facă pe tine să te vezi cât de echilibrat ești. Până unde poți să duci acceptarea asta?
Ea nu are limite, nu are. Împăcarea cu oamenii, cu semenii tăi. De fapt, urmă, împăcarea ta cu tine. Și este un grad de libertate în plus. Exact. Nu ții ură, să nu ții mânie în tine, înseamnă să fii într-adevăr mai liber și să fii și mai sănătos. Chiar și din punct de vedere fizic. Bănuiesc. Nu, tu de o bucată de vreme știu că urmezi un regim vegetarian, nu? Da. Așa. Arăți normal, n-ai slăbit, nu ți-au crescut muguri sau frunze pe urechi sau pe nas. Vegetarianul Ciprian Istrate a avut vreo tresărire când s-a gândit să expună într-o fermă de porci? Nu. Nu. Toată lumea s-a aștepta să fie pregătit o anumită fleică de carne, o anumită caltabos sau preparare. Niște porcării. Porcării. Nu, aici au fost, dar... De pește. Sushi. Da, știu, am văzut în poze. Am văzut în poze. Ne întoarcem un pic la galeria ERA, la fenomenul ERA, fundația și tot ce ține de ERA. Artiștii, galeriile. Eu nu prea am văzut până acum, în afară de cele, de ce să nu recunosc, din spațiile neconvenționale, încercând să atragă privitori, public, pe care să-l facă să admire alt cumva sau să vadă cu alți ochi arta expusă pe Simeze. Eu repet, văd un spațiu de ăsta neconvențional în care se expune artă și ca un mijloc de a educa publicul pentru a deveni iubitor de artă. Pentru că ai remarcat și tu, Ciprian, ca și mine și bănesc că și Roxana și colegul meu Mihai, care mă ajută aici la acest material, la galeria aia clasică, aia consacrată, vezi cam aceleași figuri. În galeriile astlalte, sui generis, numite așa, de fapt a voastră chiar este o galerie, dar în celelalte spații, permanent se perindă alți și alți oameni. Poate nu toți își aruncă privirea pe pereți, dar o parte dintre ei văd și lucrările de artă expuse acolo. O idee a asociației ERA este de a promova tinerii. Chiar aveam un proiect și încă lucrăm la el. Vrem să-l readucem pe firmament, în care orice artist care ar vrea să expună în galeria ERA să aducă cu el un ucenic, un tânăr. Deci, cât ai fi tu de celebru, poți expune în galeria ERA dacă ai un tânăr pe care tu îl încurajezi. 2, 3, ar fi extraordinar. Un tânăr cu care cel bătrân, cel mai în vârstă, să relaționeze, să-i devină ca un mentor. Mentor. Mi se pare extraordinară chestia asta de apropiere între pictori. S-a întâmplat până acum la manifestările voastre, Ciprian, de la ERA, de acolo, de la Central? Am promovat. Maestrii să vină cu, nu ucenici neapărat, dar cu niște mai tineri confrați. Nu, asta este o idee pe care vrem să o împământenim. Dar au fost tineri pe care i-am expus. Grupuri. Da. Cei din Târgu Neamț pe care i-am adus, n-au mai expus de foarte mult. Care au fost atât de încântați, crede-mă, pentru că eu, după manifestarea voastră, am mers la Târgu Neamț, la ei acasă, și am întâlnit pe câțiva dintre ei. Am făcut niște interviuri extraordinare, am găsit la ei acasă niște oameni extraordinari, niște oameni minunați despre care, din păcate, se vorbește mai puțin pentru că sunt undeva mai la marginea județului. Așa cum cred că sunt și la Roman, și la Bicaz, și peste tot în județul ăsta. Păi, vom face în așa fel încât să-i aducem, să expună la Piatra Neamț. Cu tinerii, acum, pentru că acest atelier este în cadrul Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu. Este noua casă artistică a lui Ciprian Istrate. Așa, doamna director Manuela Paleu, care a favorizat această întâlnire a mea cu tinerii. Urmează să... Deja am pus bazele unui cerc de pictură aici. Vom lucra în colaborare ERA cu Colegiul Cartianu și au aici jos un zid foarte lung. Ciprian ne-a întâmpinat la intrarea în clădire și ne-a arătat, uite, asta este un proiect la care ERA s-a asociat
cu colegiul tehnic Gheorghe Cartianu, cu elevii de aici, nu? Ei or să picteze. Ei vor picta. Păi ideea de la ei a pornit. Așa. De a face ceva. Acum, cum îl vom pune în temă, mă voi ocupa eu. Cum vom compune, să putem face o lucrare de amploare. Zidul fiind generos. Generos, sigur. Ar trebui să fie pe măsură, să iasă pe măsură. Vom lucra 3D, vom lucra cu elemente. Pentru că vrem să legăm mai multe specialități. De elevi de aici, din specializări. A elevii sunt specializări. Da, sunt și mecanici, și chimiști, și biologi, și Au foarte multe. Și atunci să găsim un numitor comun pentru toți. Ca să îi implicăm pe toți. Și chiar plecând de la acest zid, vom aduce o provocare primăriei în care... Cetății, da. Cetății, în care noi vom depista ziduri, vom depista clădiri, să le dăm alte culori decât au ele până acum. Da, să faceți orașul mai vesel, nu? Și mai tânăr, dacă dar se pară mai doar tânăr. Cu tine. Doar cu tineri. Care o să-și lase amprentele acolo. Vom încerca chiar, uite, acum mi-a venit o idee, vom încerca și vom pune la dispoziție unui artist plastic un grup de tineri. Pa, și în felul ăsta și mai mulți artiști plastici din zonă. Și vor fi diferite. Vor fi implicați. Toate lucrurile vor fi. Și plus, și mai, din ce în ce mai mulți tineri vor fi implicați în asemenea acțiuni. Minunat. Tineri care mă gândesc eu așa, ca peste nu știu câți ani, când vor fi mai tătici sau bunici și vor trece prin... Uite, aici... Păi chiar și aici, pe Liceul Cartianu, la intrare, e un mozaic. Da. Sunt două lucrări de sgrafito. Undeva prin spate se găsește o lucrare în... Erau câteva zeci de ani. Da. Sunt lucrări și sunt, care datează de când... Sunt nume importante. Liceul de chimie aici. Da. Sunt nume importante din plastica românească. Da. Cum pe Casa de Cultură e un sgrafito la care a lucrat Iulia Hălăucescu. Da. Și ce a fost, vă rușine cumva să îmbogățești, să nobilezi? Noi vom duce mai departe această tradiție. Am să-i învăț pe tineri cum se lucrează un sgrafito, unde se pretează să facem sgrafito. Da, pot folosi și spray-uri până la urmă și pensule și se pot manifesta... N-avem limite. Liber, da? Liber. Subiectele le vor propune tot tinerii sau o conlucrare cu oficialitățile, cu, nu știu, deținătorii spațiului? Vom vedea atunci. Deocamdată nu am idee cum. Bun, probabil că o să trebuiască întâi să te liniștești după Bienala Venețiană, apoi după expoziția de la București. În momentul când o să ai mai mult timp de stat aici în zonă. Anul ăsta este și Bienala la Scărborel? Da. Da? O să particip, bineînțeles, nu? Da. Abia aștept. Chiar nu o să mă implic și acolo. Bun. Cum vede Ciprian Istrate viața artistică a cetății în care trăiește? Nu a istopiei, a cetății astea numită Piatra Neamț. Eu, din păcate, am descoperit... Sunt trist să recunosc asta. Cam prea multe orgolii. Libertatea din tine. Da, dar nu mi-au plăcut în momentul când le-am descoperit. Știi, noi, muritorii de rând, tindem să situăm artiștii undeva pe niște piedestale. Ele există. Aceste mici orgolii există și au existat din când lumea. Dacă rămâi pradă lor, nu poți înainta. Nu poți. Mereu te vei... gândi că nu fac asta să nu deranjez pe cutare sau pe cutare sau nu fac... Nu, fă! Ce simți, fă! Deranjez, fă! Măcar încearcă peste ani și ani, n-o să te tot gândești, băi, ce-ar fi fost dacă... Mea. Poți să faci orice. Ai libertatea mereu de a face ce vrei tu, ce simți tu. Nimic nu te poate pileca. Sunt piedici, poți sări peste ele. Le ocolești. Sunt o mulțime de metode de a trece peste. Ciprian, poți fi liber dacă nu-ți dorești să fii liber? Păi nu. După părerea mea. Dacă nu-ți dorești, nu faci nimic, nu? Nici nu vine libertatea spre tine. Vezi, dorința asta
E înțeleasă într-un fel greșit. Când dorești ceva, nu ești. Te pui între tine și realizarea a ceea ce îți dorești, un timp, o formă. A, îți dai o limită. Apare de așa. Îți impui ceva, de fapt. Și atunci este o îngrădire, nu? E o îngrădire. De fapt. Da. Nu ești liber dacă îți dorești să fii liber. Ai totul. În tine există totul. Și atunci trebuie să te manifesti ca și cum ai totul. Nu trebuie. Te manifesti. Exact, la tine. Dorința nu face decât să recunoști tu în fața Universului că nu ai. Că nu ai și că faptul că măcar pentru o bucățică de vreme te gândești că ar trebui să ai, îți răpește din libertate, din energie, din atenția ta, forța de creație. Exact. Atenția ta nu mai este acolo unde ai vrea tu să înaintezi. Ești un artist pietrean, nemțean, român sau al planetei Pământ și Planistate? La început credeam că aparțin locului. Pe urmă credeam că aparțin Moldovei. Mi-am dat seama că inclusiv aceasta te îngrădește. Suntem unii dintre noi. La început, când începi să faci pași, te simți aparținând unui loc. Dar, la fel, tind să devii universal. Cu cât mai mult reușești să lași în urmă, o să fie o chestie mai dură, tradițiile. Așa. Cu atât devii mai liber. Trebuie să parte niște canoane, niște șabloane. Aceste tradiții nu fac decât să te țină în loc. Să devii... Sclavul lor, până la urmă, să te oprească, să te încorseteze. Da. Nu? Doamne, nu pot să fac asta, că uite, tradiția este că așa trebuie, nu? Cei care au mers mai departe n-au ținut cont de ele. Dar asta nu numai în artă. În orice domeniu. Trebuie sparte toate canoanele, tot ce te face să nu înaintezi. Mă uit la tablourile tale astea care au fost expuse la fermă și văd în toate niște mesaje, unele evidente, altele mai puțin evidente, toate au un mesaj. Toate transmit ceva, toate vor să arate, să demonstreze ceva. Este lumea văzută de ochii tăi pe care vrei să o relevi, să-i ajuți și pe ceilalți să o vadă, nu prin impunere, nu forțat. Tu doar o prezinți. Eu doar prezint lumea mea. Nu poți ajuta pe nimeni să înainteze sau să vadă ca tine. Eventual, ei simt și încep să-și pună întrebări. Peste tot se vorbește de niște îngrădiri. Uite, și o cușcă. Și faptul că domnișoara de acolo, care este într-o ramă pictată, pe, știi că a vorbit maestru Mircea Ceacăru despre tabloul foarte admirativ, despre rama aia pe care tu ai pictat-o pe pânză, nu este o ramă aplicată. Așa. Duduia care ne privește, ochii ăștia, nu știu dacă în lacrimi sau înspăimântați, bucurie nu văd în ei. Bătrânul de acolo, bătrânul cerșetor, din stânga ta. Da. Casca asta de unifor, de Națiunile Unite, casca pe care tu ți-ai dorit să o folosești ca scrumier, gamelă de fiert, un ceai, eu știu, orice altceva, doar cască militară, nu? Și e tema asta, o temă aproape prezentă în aproape toate lucrările tale, tema violenței, tema războiului. Războiului, tema urăciunii, războiului, deși peste tot sunt chipuri minunate. Este atât de impresionantă pentru Ciprian Istrate această temă? Am căutat să aduc pe linia mea de înțelegere acest război în care lumea are cel mai mult de suferit. Războiul te transformă cel mai mult. Tot în acest război vin cu istopia. Istopia în care arăt că poți fi liber în timpul, adică liber în interior, în timpul unui război, când se întâmplă cele mai mari tragedii. La un moment dat aici nu mai am lucrarea. E îngerul Boeing-ului. Un înger care
e pedepsit. Căzut, că nu și-a făcut alungat treaba. Din, nu și-a făcut din treaba. Iadul înarmărilor, nu din raiul bombardierelor, nu? Un înger de căzut. Un înger care e judecat. Pentru că inclusiv în lumea îngerilor, pentru că oamenii, există o ierarhie și în lumea lor. Eu cred că totuși e pur umană această ierarhizare, inclusiv a îngerilor. Pentru că până la urmă, cine a făcut-o? Tot oamenii au situat diferite grade, grădulețe și funcții, da, au încercat, paliere. Da, nu e greșit. Faptul că a funcționat și funcționează și nu e greșit. Cum nimic nu e greșit în această lume. Și de asta, de aceasta eu vă povestesc despre lucrarea din spatele tău, care mie mi se pare cea mai reprezentativă din lucrări. Pentru tema propusă de tine. Pentru acest proiect. În care societatea mie mi-aduce această uniformă, Națiunile Unite, cu toată ideologia lor, cu impunerea lor, cu... și totodată ura servită asupra Rusiei. Uite, pentru un artist, de obicei artiștii se țin deoparte de, pe cât pot, de asemenea probleme de război în Ucraina. Trăim acum. Dar sunt aproape de noi și ne putem trezi implicați la un moment dat într-un astfel de conflict. Exact. Eu am și primit o rechemare în armată de la ei, pe care o țin undeva, nu mai știu, pe aici, pe atelier. Nu știu dacă mai am. De aceea, de acolo mi-a și pornit, am așa avut ideea aceasta de faptul că mă spăl colorat în atelierul meu pe mâini de toate problemele lor și de toate impunerile lor și în loc de cască prefer melonul, care poate duce, exact cum a spus Emil Nicolae, spre Chaplin, spre Hilar, viața, da, Hilar. Mai în glumă, mai... Totodată poate... Dar care a fost totuși până la urmă o pălărie de epocă care a stârnit un curent, nu? Melon... Și un fel de uniformizare până la urmă, Ciprian, dar melonul era moale, trecea cartușul prin el, prin casca aia nu trece, de asta e metalic. Da, cu melonul nu poți merge la... La război. La război. Da. Alegerile sunt doar ale noastre. Doar ale noastre. Bănuiesc că chiar într-o zonă de asta, de conflict, de asta, sunt oameni care s-ar putea simți liberi? Păi chiar implicați într-un astfel de conflict în care aproape frații că se ucid între ei și prieteni, foști prieteni, că până la urmă ucrainienii cu rușii din zonă de acolo socializau, erau vecini, lucrau la aceeași întreprindere, poate se salutau, beau împreună o vodcă, fumau o mahorcă împreună și deodată s-au trezit inamici. Nu pentru că așa și-au dorit ei. Dar nu cred că au devenit inamici. Cred că doar li se impune cum și când ei, ura, cred că ura dintre ei e hrănită artificial. Artificial. Și atunci apare mireasă în timpul războiului. Asta înseamnă să fii liber. Să continui viața indiferent de ce vine asupra ta. Pentru era, ce proiecte mai aveți? După ce termin tu cu Bienala, cu expoziția de la București, cu asta, între timp se mai organizează ceva la era sau luați și voi o pauză? Chiar săptămâna aceasta trebuia să facem o expoziție, dar din respect pentru cei care au plecat, am anulat și pentru săptămâna viitoare. Vrem o perioadă de liniște în care să ne punem gândurile la loc, să ne... Perioadă de reculegere și, reculegere, într-adevăr, de respect pentru prietenii. Și chiar suntem noștri alături de ei și de familiile lor. Poți să-mi pomenești numele tuturor prietenilor care v-au ajutat la acest minunat eveniment? Încep cu... Cum vrei tu, în orice ordine, încep, pentru că... alfabetică, nealfabetică, exact cum vrei tu. Încep cu George, cel care a și plecat dintre noi. Lui mulțumesc.
Și rămân profund îndatorat pentru prietenia scurtă de care am avut parte. Știi ce și-ar dori? Să-ți continui proiectele și să te simți liber în continuare. Sunt sigur de asta. Așa vă face. Cătălin Roca, care și el a avut un aport foarte mare și vom colabora în continuare cu el. Marius Simenescu, care a făcut să fie prezentă partea de Bahică, da, de ce nu? Care... S-a ocupat de băuturi, nu? Cele nu s-a făcut dezmăț acolo în niciun caz, au fost băuturi fine, au fost gustate, degustate chiar pentru toate gusturile, într-adevăr, a fost și, și vin, și șampanie, și apă, tot bineînțeles. Și apă, da. Lumea s-a simțit foarte bine. Publicul prezent acolo s-a simțit minunat. Mulțumesc. Da. Asta vine ca o confirmare. Păi exact. Am văzut cum se plimbau degajați, de parcă n-ar fi, eu asta senzația am avut-o, Ciprian, că n-ar fi fost pentru prima oară acolo în fermă. Așa de degajați se plimbau să admire lucrările, discutau între ei, faptul că erau tot felul de țevi, de cazane, de instalații, de beculețe care clipeau. N-am văzut pe unul să ciocănească, băi, ce oțel o fi asta. Nu, erau într-o galerie de artă. Apropo, că a venit vorba de lumini, ați văzut tot aranjamentul de spoturi pe care l-am pus. Manu, un prieten de-al meu, Manu, ne-a ajutat. Foarte frumos. Cabluri, tot ce a trebuit. Nu credeam că vor fi atât de multe, dar până la urmă... Și a fost ceva logistică acolo. A fost logistică, da. Iluzio, Cipanu cu Andrei, Cipanu cei care și Andrei, au... Da. Ați văzut și filmările și fotografiile lor. Și din ce știu, eu știu pe Cipanu de o bucată bună de vreme. Este un perfecționist și un pretențios. Dar l-am văzut zâmbind. Da, era foarte mulțumit. Clipa, care ne-a aranjat mesele și decorurile. Georgiana Brașoveanu. O altă cunoștință de-a noastră, dragi prieteni. Cu make-up-ul. Cu make-up-ul. Asigurat Roxane și... Și Roxane, nu? Sau doar ție? Doar Roxana. Roxana care este, a participat direct la... Barbara Langelotti și Corlando. N-am întâlnit, da. Iarăși prietenii ai noștri ai tăi. Cei care s-au ocupat de ținutele noastre. Pentru prima oară când m-am îmbrăcat și eu într-un... Frac? Nu era frac, era... Smoking. Smoking! Oh, smoking. Yes! Și cu cizme de cauciuc. Cu cizme de cauciuc, nu te întreb de ce firmă erau una de renumit. Silviu Corfa, un alt prieten bun al nostru, care ne-a ajutat la tipărirea afișelor și a prezentărilor noastre. Dar în condiții grafice deosebite. Da. Mica și Constantin Târșu. Târșu. Colegii mei de liceu, mă mândresc cu ei. Cei care... Sunt oameni buni. Vezi, suntem niște generații. Am fost o generație. Suntem încă o generație de oameni buni, Ciprian. Am traversat două epoci, două sisteme și am supraviețuit frumos. Eu vin din urma voastră, eu sunt cu 10 ani mai mic, mai tânăr decât voi, am în aceeași perioadă. Da. Deci Ciprian are 18 ani, dragi prieteni, a zis singur, 10 ani, faceți dumneavoastră socoteala. Eu am uitat cum se socotește. Familia Benghici care s-a ocupat de transportul nostru, Rotaractul, care a participat și el, Clubul Rotary, din care facem și noi parte, eu cu Roxana. Și Leonora Dragomir, care s-a ocupat și ea de transport și de... care mi-a găsit chiar aici. Atelier. Minunat. Merită de mai multe ori mulțumiri. Și cum? Pentru că am fost deschiși și i-am invitat în expozițiile noastre. Și atunci devenim prieteni. Nu există între noi niciun fel de... Am remarcat la fiecare eveniment al vostru organizat la hotelul central acolo, la fiecare vernisaj, la fiecare eveniment cultural, oamenii vin, para se cunoaște toți de foarte multă vreme, para vă cunoaște pe voi și voi pe ei de foarte multă vreme. Este un grup care se tot mărește, un grup de prieteni și de iubitori ai culturii veritabile și ai artei veritabile. Noi îi acceptăm pe toți. Cei care simt ca noi sunt bineveniți. Simțiți cum simte Ciprian, cum simte și Roxana, cum simt toți prietenii lor care, văzuți sau nevăzuți, pun numărul la acest fenomen numit ERA,
simțiți că ei, repet, și veți fi liberi sau mai liberi, dragi prieteni. Ciprian, mulțumesc tare mult pentru că ne-ai primit aici în căsuța ta de artist. Eu vă mulțumesc că ați venit. Acum... Și știu că ai multe de făcut. Ți-am răpit acum bucata asta de vreme, dar... Mi-a făcut plăcere. Vreau și pe această cale să te prezint prietenilor noștri de la TLM ca pe cineva care merită să fie luat drept un model. Mulțumesc, Ciprian Stradă. Plăcere.